Opa, opa, am văzut un ultimate acolo. Am văzut un ultimate, am văzut un ultimate. Salutare România, salutare YouTube, eu sunt Xali și bine v-am găsit la un nou episod de Ark Omega Mod, fraților. Înainte să începem episodul, v-aș ruga din suflet să dați și voi acolo un like, un share, un subscribe și un comentariu dacă avem, dar în principiu like și subscribe, pentru că am văzut că mulți care urmăriți seriile mele de Ark și celelalte serii nu sunteți abonați. Așa că v-aș ruga din suflet dacă vreți să mă ajutați să produc cât mai mult content, v-aș ruga să dați și voi acolo un subscribe. Că e gratis și credeți-mă că pe mine mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Ok, bun, fraților, astăzi, ce avem noi în program astăzi? După cum bine știți, din episodul trecut am terminat cu animalele Prime și va trebui să trecem la o treaptă mai grea din joc. O să trecem la Ultimate, la animalele Ultimate. Astea vor fi puțin mai greu de făcut pentru că sunt animale din ce în ce mai periculoase. Animale care se găsesc din ce în ce mai greu și, sincer să fiu, vom avea din ce în ce mai multe probleme. Bun, dar, va trebui să le căutăm și să facem rost de toate animalele ca să, dacă nu e episodul următor, măcar peste gen încă un episod, să reușim să facem și noi un boss frumos, elegant, să dăm timp la un animal destul de periculos de care să ne ocupăm. Bun, hai să dăm o tură până la pinguini, asta zic eu, că să vedem dacă găsim vreun ultimate pe acolo, da? Că știți că noi de obicei așa facem. Prima noastră căutare este la pinguini. Acolo dăm primul search, să vedem dacă găsim ceva. Stai că am luat astea o grămadă, le punem în grinder aici, că niciodată nu știi când ai nevoie de ele. Așa, uite și astea, le punem în grinder, ce mai avem pe aici? Bine, astea le pun degeaba. Oh, nu, astea dăm înapoi, tătic, astea ne trebuie. Ne trebuiesc alea. Bun, astea le grind. Astea le băgăm frumos în grinder. În momentul în care o să dăm de animale puțin mai periculoase, când o să ajungem să ne băgăm pe farmat animale Omega sau alte nebunii, o să primim iteme și mai importante, dar momentan avem iteme de astea mai slăbuțe, așa. Pentru grind. Bă, quest-ul ăsta? Te dăm consum că cine știe, poate facem ceva interesant cu el. Bun, hai să băgăm itemele astea aici, ca să nu trebuie să le ținem după mine iurea. Da, frumos. Punem și astea. Polimerul ăla să-l băgăm în frigider. Cărnița aia. Da, frumos. Săgețile astea lasă-le aici deocamdată. Blueprint-urile astea nu are sens să le ținem după noi. Chiar n-are sens. Așa, și cam atâta. Și asta îl punem aici. Piatra asta. Ce dracu? Din atâta piatra după mine. Bun, deci cam asta e treaba. Bun, hai, păi atunci am băgat la sol, nu? Hai să mergem, hai să dăm o tură până la pinguin, să vedem ce găsim noi pe aici prin preajmă. Poate găsim niște pinguini de aia frumos și eleganți la care să le dăm tame. Voi știți că cam pe aici am fac eu veacul. Pe la pinguini. Pinguinii sunt mai prietenoși așa, nu ca celelalte animale care dacă le-ai supărat îți dau laba imediat. Guardian nu. Alpha, Mythical, Summoner, Eternal. Bine, și pinguinii pot să devină periculoși dacă sunt, uite, de exemplu, Omega ăsta. Îl supăr eu. Uite un ultimate aici. Ultimate Elemental. Ăsta ne trebuie. Bă, dar n-am făcut keyball-urile, n-are nimic, asta e. Oh. Dacă fuge, e bine. Bine, dacă fuge. Ceva dă. Exact ce ziceam. Ceva s-a supărat pe mine și m-a executat. Păi ce ai avut boss cu mine de m-a executat? A? Ce ți-am făcut eu în viața asta? Crudă. În viața asta crudă și amară. Ce ți-am făcut de test? Dar nu înțeleg care s-a supărat pe mine așa rău. Unde s-a dus ăla? Boss, unde ești? Bă, unde s-a dus? Uite. Mamă, dar trebuie să fim atenți că ne execută imediat. Încă una. Și mai dăm una. Bun, l-am pus jos pe ăsta. Bun, hai să mai dăm. Uite, încă un ultimate. Guardian. Bun. Bă, terminați-vă nebunilor că facem treaba aici la pinguin. Dacă am reușit deja să punem jos 2,
care ne trebuiesc. Deci avem un Guardian și un Elemental. Ceea ce nu poate să fie decât, mamă, uitați-vă și voi că ce e acolo. Wow, 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 potoliți-vă un pic, băieți. Ce faceți voi aici? Alpha, Omega, Omega Summoner. Pe ăla nu trebuie să-l supărăm, că dacă l-am supărat pe ăla ne execută în secunda 2. Băiatul ăla nu știe de glumă. Uite, un Utility. La, e de ăsta mai fraieric așa. Cum îl cheamă pe Utility? Crafting. Maria, mamă, ce s-a auzit așa? Mamă, ce m-a speriat să mă bată, mama. Am zis că am făcut căcuță un pic, am făcut moale să mă bată, mama, dacă n-am făcut. Ultimate Elemental, bă, da, bă, stai așa. Stai, să vedem ce avem noi jos aici. Avem un Old Guardian și un Elemental. Fuck, dar de ce trebuia să găsesc eu doi elementari? Prime, Alpha, Beta. Bă, da. Nu mai e niciun ultimate pe aici, sincer să fiu, mi-ar mai trebui încă unul, măcar să mă duc la bază să fac 3 kibble-uri, știți ce zic? Pentru că deocamdată nu mai e nimic pe aici. O să mai dau un search așa rapid, gilești. Ăla nu știu dacă mă atacă, nu, mi se pare că nu mă atacă, mi se pare că e pasiv ăla. E, tu ești prietenos, nu? Da, e prietenos. Prime, nu Prime, că de Prime am trecut. Ultimate ne trebuie, tati, am trecut la levelul următor, la Ultimate. De animalele sunt mai pericoase un pic. Unic, Beta, Ultimate Mythical, da, e bărbat. Am uitat că ne trebuie femei. Wow, ce-i cu dragonul ăla? A, dar e resursă. Animalele resurse sunt destul de slăbuțe când vine vorba de bătaie. Ăla n-avem ce să facem cu ele. Animalele resurse sunt bune pentru resurse și cam atâta. Omega, ia uite-l pe ăsta, Omega Mythical. Mamă, și de-astea o să trebuie să facem. Oricum, ăla o să se despawneze de acolo până o să ajungem noi la Omega. Bă, dă să plimbă dragonul ăla pe aici și nu prea îmi place, sincer să fiu. Beta, Prime. Aaa, dar nu mai sunt decât două, am găsit. Să scoate un dragonaș și să facem un pic de curățenie pe aici. Poate se mai spawnează ceva. Poate mai dă spawn ceva pe aici, zic și eu. Bă, ce-i cu ăsta? Bă, ăsta nu-mi dă laba, nu? Văd că e cam supărat el așa pe mine, pe viața mea. Bă, ia lasă-mă în pace. Du-te, boss, de aici. Du-te, boss, la treaba ta. Eu vin peste tine în casă. Oh, mamă, dacă spinguin sunt și în apă, ia uite. Beta. Hai să lag eu Veta. Guardian. Ce Nightmare. Beta. Omega. Mamă, dar și când o să ajungem și la Omega, frățul. Deci la Omega, da, o să fie veselie când o să ajungem la animalele Omega. Chiar sunt curios să vedem cât de tare o să ne chinuim noi să dăm tame la animale Omega. Da, se pare că nu e nimic pe aici. Trebuie să ne obișnuim cu să mergem să-i facem pe ăștia doi și să ne facem toate kibble-urile. Bun, păi hai să dăm repede o viteză până acasă. Unde este teleportul ăsta al nostru? Ia nostru, fuck me. Bă, mamă, dar ce s-au mulțit teleporturile aici, înainte nu erau astea. Așa, și să mergem acasă. Mergem repejul acasă. Să vedem cum mai stă treaba. Două secunde. Opa. Așa, bun. Acasă și facem așa. La Ultimate. Bă, zim că am tot ce-mi trebuie, te rog. Te rog, zim că am tot ce-mi trebuie. Astea? N-am. N-a problemă. Aoleu, de aici se complică treaba. Îmi trebuie Sweet Vegetable Cake. Pam, tati, că ne trebuie Sweet Vegetable Cake. Deci va trebui să ne facem în momentul de față. Bă, dar de ce se vede harta asta așa buguiată? De ce e buguită? Asta nu contează. Ba, contează, că nu înțeleg de ce e așa. What? În fine. Sunt alea buguite și nu înțeleg de ce. Va trebui să ne facem o seră. Deci va trebui să facem cumva să ne facem o seră.
Asta e buguită în continuare. Nu e problema. Nu e problema de război. Deci va trebui să ne facem o seră și să ne facem de-astea semințe, nebunii. Fix de asta n-aveam eu chef acum. Dar o să trebuiască să facem treaba asta. Pentru că, că nu mai am. Deci de-astea ce sunt citronal, morcov, long grass. Mamă, mamă, trebuie să dăm tăim la un iguanodon ca să putem să facem semințe. Ia, stai să ieșim un pic afară să vedem ce e pe aici, pe afară. Afară. Ce boss afară? Nu, jos, e aici, jos. Jos, bun. Dăm un ochi pe aici să vedem că cum stă treaba. Păi, ce m-a văzut? Bă, du-te boss de aici. Pleacă, tomberonule, nu te apropia de mine. Pleacă, tomberonule, și tu. După execut. Eu nu stau la discuții. Un ultimate aici, mă. Unde? Că ce era ultimate-ul ăla? Uite ăsta. Mamă, și era și femeie aici, nebun. N-am putut să facem niciun ultimate acum. A, ne-am dat toate planurile peste cap, băieți. Pentru că... Da, pentru că trebuie să ne facem acele semințe, rost de acele semințe. Bun, păi hai că farmez eu semințele și revenim în momentul în care sunt gata. Hai, revenim. Bun, fraților, hai că am reușit să fac ceva, dar sincer să fiu astăzi nu știu dacă o să reușim să dăm tame la vreun animal. În schimb, astăzi am învățat niște chestii foarte importante. După cum ați văzut pe acest speedrun, am reușit să fac sus acolo o seră și am descoperit ceva aici, mă uitam pe neingrame și ia fiți atenți aici. Fiți atenți aici, nebunie de poțiune. Bam, facem pasta. Și ia uitați aici, da? Deci îl vedeți pe ăsta al nostru, e mail, da? Ia să băgăm noi poțiunea asta. Bam, îi dăm consume. Opa, s-a făcut femeie. Fraților, pe asta ne scapă din toată o grămadă de probleme. Sunteți nebun la cap. Că noi putem să facem acum să tamăm orice animal ne trebuie ultimate. Orice ultimate, indiferent acum că e male, că e female, că e pireu, că e pădreacu să-l ia. Puteți să-i dăm tame și să facem... Să-l facem, da? Deci poțiunile astea ne-au scăpat dintr-o belea destul de mare. Bun, poate vă întrebați de ce am adus nebunile astea de dodo aici. Foarte simplu, pentru că mă ajută să fac rost de fertilizator, da? Deci ăștia fac căcuță, ăsta-i adună și căcuța pe serverul ăsta funcționează în loc de fertilizator, da? Deci mergem noi aici. Ăsta e doar de test aici, deci nu o să-l folosim. Uite, bam, bam, am pus două de-astea și fac căcuță, frătate. A făcut căcuța aici. Am băgat două căcuță, uite, punem un ăsta și se face aici nebunie de carrot, da? Avem aici, ăsta ce e long grass și aici e carrot și o să mai întrebească citronal și... îmi scap acum. Rock carrot, da? A, ăsta e silver rot și ăla e, și ăsta e rock carrot. Bun, deci o să mai întrebească încă două. Problema e că ar trebui să fac mai mulți dodo de ăștia ca să am... cum ar veni o fabrică întreagă de fertilizator. Da, nu prea știu pe unde să-i găsesc eu fără să mă omoare toate animalele din lume, pentru că sincer să fiu, am tot căutat și peste tot sunt animale periculoase. Mamă, uitați-vă și voi ce aici. Cred că pe jos, pe acolo, până... Mamă, dacă cad de aici mor? Ce am făcut? Ah, ok. Stați așa, gama. Să vedeți și voi ceva. O, ne sărim de aici, sărim în apă și o să mă rog... A, uite tot aici. Dar te rog să fie de ăștia normal. Nu vreau de ăștia. Uite, nu vreau. Uite, ăsta e normal. E normal. Vino tot încoace. Iau un pumn în cap. Mai am una. Gata, l-am pus jos pe ăsta. Ia să vedem ăsta ce căl. Hai, deci tot dodo, vino încoace. Vreau să-mi fac o armată de dodo pentru că... Să fac fertilizator rapid, giulești. Știți că mie îmi place să muncesc pe rapid. Da, și să avem o fermă de fertilizator.
Ăsta elegant stilat parfumat. Ce se întâmplă? Să stai. De ce s-a agitat ăia așa? Hai vino cu acea boss. Haide boss, vino cu acea așa. Ăsta e elegant stilat parfumat. Hai să-l dăm și pe ăsta. Ia și tu papă și tu ceva. Uite, s-a făcut instantaneu. Îi luăm mâncarea înapoi. Hai dăm și ăsta una. Bună ziua, bună ziua, domnule Dodo. Pot să vă dau un pumn în cap? Mulțumesc, încă una, să nu mori, te rog. Am murit, să te fută Dumnezeu. Așa, uite ăsta, ăsta are viață mai multă. Te rog să nu mori, te rog să nu mori. Încă una, încă una, gata, l-am pus jos. Așa, este, băgăm și ăsta, deci am mai făcut rost de 3 dodolini. 3? Da, da, 3. Hai, fă repede, repede, repede. Bă, uite, mai am unul aici, bă, ce-i cu ăsta? O, un om aici, un corp de oameni. Hai, Dodo, hai. Unde ești? Bun, ai adormit și tu. Dar nu mai am ce să-i dau la ăsta? Mai, mai să mă bat, mama, stai că s-a făcut ăla altul. Mergem repede să-i luăm inventarul. Deci, în episodul ăsta, hai că am reușit să dăm și noi tem la ceva. Am dat tem la Dodo. Bă, tot e un tem și ăsta, nu? Așa, da, vedem, poate... poate o să mă hotără să mai stau un pic, să mai aștept până se fac, se fac materialele necesare. Poate totuși apucăm și pe, să dăm pe episodul ăsta un tame 2-3. Asta e Omega, nu ne băgăm că la ne dă una, ne execută. Ia, uite-l aici, ia uite-l pe băiatul nostru. Bună ziua, ți-am dat un shot în cor, mai am un shot în cor, mai am una. Așa. Bă, ăsta... Bun, l-am pus jos. Frumos. Mamă, am făcut ceva, Dodo. Bă, ce s-aude, bă? Mamă, dau ăștia cu pireu, sunteți nebuni. La sper că nu vine spre mine, nu? A, dar stai că la nu mă atacă, din câte știu eu. Din câte știu eu, acum nu e valabil neapărat. Da, cu ăsta nu dau mai mult? Uite, club. Ba da, ba da, dau mai mult, dar l-omor. Nu, nu, nu. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Nu-i bine să-l omorăm. Ai văzut, în loc să-l fac pe ăla, l-am omorât. Asta e, se mai întâmplă, o mergi mai prost. Așa, mai sunt Dodolin. Bună ziua, domnule Dodo. Vino să-ți dau un pumn în cap. Ăsta are o grămadă de viață. Oricum dau și cu clubul ăla destul de mult și nu... E execut de binele. Mamă, dacă ăsta e modat de aici, am belit-o. De ce be... A, e modat ăsta de aici. Du-te, boss. Dar l-am pus jos. Hai că a fugit. Au început să-mi sune alarmele prin casă, pireurile. Au început toate pireurile să-mi sune. Bă, dar cred că e suficient. Ăsta ce vii așa hotărât pe mine? Alo! Alo, Dodo! Termină-te, nu fi nebun. Eu știu că tu poți să devii agresiv așa dintr-o dată, dar eu nu-s de acord cu tine. Dăm un pic microfonul mai departe. Sper că n-am urlat tot timpul acesta în microfon. Să vă sparg timpanele. Dar tă, te fută-te în alipă de broască. Să mai face și ăsta și avem un număr consistent de dodo, avem 7, nu 6, avem 6 dodolini, bă, cred că 6 sunt mai mult decât suficient. Încât să avem, bă, stai că compie aia o să-mi dea lampa dacă mă duc mai aproape de ei. Da, pe aici nu mai, uite ăsta, bună ziua, bună ziua, uite-l, hai să luăm și pe ăsta dacă putem, ia, bam. Ducem partea aia, du-te în jos. Du-te bă că-ți dau la căpățână. L-am mor pe ăsta, cred. Nu l-am mor, mamă, la limită, sunteți nebuni. La limită, la limită. Bă, alo, alo, alo. Nu, 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 nu. Coaie, nu pe mine, te rog eu. Te rog eu, nu te supăra pe mine. Supără-te pe oricine, oricine de aici, dar nu pe mine. Uite, mă ascund aici, după, să-mi mă vadă. Că mă execută la dacă dau bolovară cap. Bă, ce-i acolo? Ai, Dodo, la nervosul. Hai, Dodo, odată. Hai. Încă un pic, mai mănânc odată, mai mănânc odată. Hai, te rog, te rog. Să ne tirăm de aici. Bun, perfect. Cred că am mai mâncat Dodo o dată. Bă. Așa. Nu știu de ce am luat șalea, da? Nu mai contează. Bun, păi atunci hai să mergem acasă frumos. Acasă, sub masă. Așa, și să scoatem Dodo la interval. Asta e. Băgăm aici în linie.
Să facă căcuță. Gata, frumos. Deci am adus și pe ăștia aici, o să fac o gălăgie de o să-mi fută creierii mie. Da, dacă mi fute mie să vi fută și vouă. Așa, o să fac ăștia caca, sper. Eu totuși sper. Nu știu dacă le-am pus mâncare aici, să aibă mâncare ca să mănânce la discreție. Cred că ajungem feeding through ăsta până aici. Te rog, spune că nu, ăștia nu mor de foame, nu? Așa e că nu mor. Nu mor. Nu mor, bun. Bun, 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 perfect, perfect, perfect. Deci ăștia o să mănânce, o să fac căcuță și căcuța o să se transforme în în fertilizator pentru mine, da? Bun, ăsta l-am luat, o să-l duc sus, să-l pun la locul lui. Să pun aici, deci vă imaginați că o să-mi trebuiască o grămadă de fertilizator. Ce am zis că am pus aici? Așa că nu mai știu ce am pus. Savarod și long grass. Ok, bun. Deci aici putem să punem citronal. Bun. În partea asta o să punem carrot. Dar trebuie să mai facem rost de niște căcuță de animale. Bun. Așa, bam, bam, bam. Am scăpat și cu asta, v-am zis că se rezolvă problema. Acum, fraților, sincer să fiu, va trebui să așteptăm. O să așteptăm până se fac materialele ca să putem să facem... De fapt, nu. Nu, stai așa, că de ce să așteptăm? Că avem multe chestii de făcut. Industrial. Vreau să fac un industrial cooker. Ăsta ne trebuie. Se face în S-crafting, așa. Industrial. Facem unul ăsta frumos. O, ce n-avem? Polimer. Polimer. Păi, tati, stați așa că... Bă, dar cum nu am eu polimer? I don't understand that. Pentru că costă ceva polimer dacă am cere mie polimer. Dar cred că aș putea să mă duc să farmez niște polimer de pe aici. Mi se pare că aici afară sunt niște mantis. Dar cred că ne ajunge. Ia să vedem. Stai să mai încercăm o dată. Aici. Cât polimer îmi trebuie? Bă, cred că avem acum. Avem? Avem. Bun, deci am făcut un industrial. Hai să-l punem și pe ăsta. Deci o să avem nevoie de industrialul ăsta în momentul în care ne apucăm de treabă. Am o dată. Așa, și aici trebuie să punem o țeavă. Facem un bore. Avem mod. Și bam bam. Asta are apa acum în el? Nu are, nu? Dar cum? Stai așa, stai așa, stai așa. Aici așa? E ok? Nu e ok. Stai așa că nu e bine. Pick up. Mai punem o dată. Oare trebuie să-i pun și de ăsta? Așa că posibil să-i mai trebuiască ceva. Uite de asta. I think. Sau? Stai să vedem. Ce asta? Asta-l punem aici și asta pe ultimul slot. Mamă, aveam o grămadă de astea, nu știu de ce am mai făcut. 6 și... Oh, se setează direct? Nu și apă. Ia, și dacă punem ăsta? Ce apă acum? Aia zic, tati, aia zic. Bă, dar aici a pornit direct ăsta. Turn on, turn off. Bun, deci putem să facem toate nebuniile aici. Uite, și keyboard-ul putem să facem. Da, seama, ne trebuie să nouă. Vegetables. Uite, ăsta o să ne trebuiască. Mamă, dar... Cred că n-avem nimic acum, putem să facem vreo unul, nu, ne trebuie long grass, da, deci ne trebuie fructele, legumele de fapt. Păi bun, o să-i dau turn off deocamdată, că nu ne interesează și o să așteptăm, fraților, până o să se facă materialele necesare să dăm drumul la treabă. Momentan, asta e, n-avem ce să facem decât să așteptăm. Uite, o să mai pun niște de-asta sus aici. Văd că dodolinii mei, exact cum am gândit-o eu, își fac treaba.
20. Hai să pun și aici 2. Aici ce trebuia să mai pun? Citronal, a, rock carrot. Sper. Da, mă, asta este. Acolo e long grass. Bine, dar astea o să dureze, că uitați-vă și voi. Oh, o să nu mai are fertilizator? A, ba da. Bă, am deja pus aici și să mă bată mama, cam durează. Cam durează, fraților, sincer să fiu. Deci ăsta o să cam dureze până se face. Dar sus, acolo unde avem efectul de seră, deci am făcut seră astăzi așa. Mergem sus la seră. Aici unde avem efectul de seră, treaba o să meargă mult, 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 mult mai rapid. Nu mai am răhățel, nu? Da, automat nu mai am. Grea, grea, grea treaba cu asta. Bun. Păi hai că o să revenim în momentul în care zic pe eu că ar trebui să facem rost de toate, toate, toate chestiile. Știi ce aș putea eu să fac? Aș putea să pun un colector de la jos aici, dar nu știu dacă nu mi-l distruge ceva. Mamă, ăia sper că nu vine încoace. Nu știu dacă nu mi-l distruge ceva. Să-i pierd. Da, o să încerc și treaba asta. Că animalele de afară fac căcuță mult mai des. Așa că o să facem... Hai să mergem acasă. Acasă, acasă. O să încerc, fac o șmecherie, o să fac. Atât așa că vă arăt acum ce vreau să fac. Imediat, imediat. Mai pot să mai fac unde asta un colector, nu? O să unde să facem? Cred că în mână. Colect, da. Facem un tapam. Hai pus! Da? Așa, și vreau să fac niște de-astea. Astea vreau să fac... Hai să facem 6. Vedem dacă e bine. Bam, 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 bam. Așa, să le punem pe ultimul slot aici și să mergem un pic afară, că vreau să-mi... că vreau să iau ăsta niște pietan. Dar nu mai pot să mai fac? Unde se face asta? Aici, nu? Uite, asta mai pot să mai fac. Nu mai pot. Cactus set. Bine, n-am chef acum să farmez cactus set, așa că, bă, am vrut să-l fac jumate-jumate, boss. Fă-l jumate-jumate. Hai, nu chiar jumate-jumate, că 80 cred că e suficient, că dacă mi-l distruge, n-are rost. Așa, și să mergem, bam, și să dăm jos afară. Să facem ca la Minecraft. Cum se face la Minecraft? Îmi dă laba asta. Da. Da, îmi mergi mai prost. Unde e afară? Jos, uite aici. Bă, dar ai putea să mă lași în pace să te duci tomberonule de aici? M-a văzut iar? Nu m-a văzut, nu? Sper. A, dar nu mai am cum să mă mai urc acolo. Vreau să-l pun pe tomberonul acolo sus. Dar cum dracu mă urc eu acum acolo sus, aia e întrebarea mea. Dai, nu, e bine. What? Asta a rămas în aer. Așa, și așa, 0. Bun. O să punem tomberonul aici sus. Mamă, ce e aici să mă bată, mama. Unde ești tomberonul? Dragoni, mariani, chestii, Tracy, socoteli. Punem pe ăsta aici. 6. 6, 8 e, nu e 6. 8. Bam. Să mai facem rost de niște fertilizatori și de la tomberonul ăsta, știți? Bam. Și dăm collect options. Îi dăm, uite, numai, de fapt dai să, de toate. Tot.
Don și dai activate. Bun. Și ăsta, ia să vedem show range. Show range. Păi, e destul de mare. Stai că cobor de aici că văd că s-a enervat unul ăsta pe mine. Bun, și el o să strângă din toată zona asta rahaturile astea, da? Bun, sper să funcționeze bine. Dacă nu, asta e un meci mai prost. Sper să nu atace animale. Hai bă, omoară-mă odată. Hai, dă-te și morții tăi. Bă, dar un grapple hook nu pot să fac și eu? Ia să vedem. Așa aș putea, sau să fac o scară acolo la care să mă urc eu, dar e puțin stupid să fac. Da, așa, grapple. Dar cum se scrie? Uite ăsta, mă, dai de ăsta nasol. Ăsta e de la nasol. Gravity potion. What? Omega Warbench. Ia să vedem. Gravity potion. Ia să facem unde ăsta, să vedem ce se întâmplă dacă bem unde ăsta. Urăm sau ce facem? Ia, dacă-l bem, ce se întâmplă? Mă-mi bată, mama. Bine, sare el, dar nu prea. Oricum e destul de distractiv. Mai era unul cu Gravity Potion. Vreau să văd dacă când dispare. Ah, ok, am 40 de secunde. Așa, ia să vedem. Deci, anti-gravity l-am făcut noi și hai să-l facem pe ăsta. Vedem ăsta ce face. Ai anti-gravity și ăsta e gravity. Poate ăsta mă ține la pământ, gen, știți? Aude, mamă, dar ai șmecherie asta. Ia, oare mă las să-l beau și pe ăsta altul? O să... Da, uite ăsta și revine. Da, ok, am înțeles. Deci ăla e anti-gravity și ăsta e gravity, dacă vreau să nu mai zbor așa. Bă, da, uitați, dodolinii mei ce fac, căcuță, tati. Avată, mama, bravo. Bă, nu. Pune-l înapoi, ești nebun. Bă, uitați, Dodo, bagă tati acolo. Deci fac treabă, Dodo. Hai să mai băgăm niște căcuță de ăsta la seră. Seră. Ia. Bă, nu. Facem, mă. Ok. Gata, m-am prins. Așa, și facem așa. Ăsta odată. Ăsta odată. Ăsta odată. Dar unde e long restul? Stai așa să mă întorc acasă, cred că l-am lăsat acasă pe ăla. Sau? Îl am la mine? Stai. Bă, păi ce apăs pe tab? Nu, cred că l-am acasă. Dar ce rapid acasă. L-am la frigider? Cred că da. Frigider, da, l-avem la frigider. Așa, hai să ai înapă la seră. Să punem și una bucată long rest aici. Le pun pe astea că aici o să termine mai repede. Bun, așa, și acum una, două, trei, nu mai am, nu? Nu mai am. Bun. Bă, ăsta sper să facă treaba acolo, sincer să fiu. Adică sper să funcționeze treaba așa cum îmi doresc eu. Mamă. Dacă nu mi-l distruge, aia e întrebarea mea. Sper din tot sufletul să nu mi-l distrugă. Văd că nu ia damage. Structurile nu iau damage momentan. Deci să luptă aici cu Marian. Ia uite și pe ăsta. Resource Kibble. Teranodon. Hai că da. Hai că da, mamă, ce m-au executat să mă bată, mamă. Bă, dar trebuie să fac cumva ca să am acces acolo. Că e nasoală treaba.
Eu sper să și adune și în momentul în care sunt AFK. Dar deocamdată n-am mai strâns nimica, o să mai strângă. E dezactivat, nu? Nu, e activat. De ce nu strânge pe ăla de acolo? Întrebarea mea este. Hello? Pinguinul Marian? Uite, l-a luat. Aaa, adună mai multe și îl transformă într-un caca mai mare. Dar nu știu dacă vreau treaba asta neapărat. Hai, lasă-l, că până la urmă nu mă interesează. Lasă-l să-și facă treaba. Bun. Deci v-am zis. Revenim în momentul în care facem ceva, că deja nu mai facem nimica. Hai, revenim. Nu știu că de ce nu? Și noi avem poțiunea asta la îndemână, da? Bun. Deci avem o grămadă de animale aici. Hai să le băgăm și pe astea la locul lor. Așa, choose. Și o să le căutăm, deci ultimate, ăsta și cam atâta, da? Îi dăm integrate. Bun, i-a luat pe toți? I-a luat pe toți, perfect. Bun, acum, hai să vedem ce mai avem noi. O să dăm un F1, aș fi vrut, dar de ce dracu mea? F1, boss, pus! Stai că mi-apare asta, nu știu de ce. F1. Și acum hai să vedem ce ne mai trebuie așa. Ne mai trebuie Cosmic, Mythical, Nightmare, Unstable, Utility și Natur. Bă, eu zic că putem să mai facem rost și de restul de animale. Stai așa să vedem cum stăm cu săgețile. Că din câte știu eu avem o puțină problemă cu săgețile. Mai avem 16 Omega. Animalele astea consumă cam multe săgeți. Și... E o problemă cu treaba asta. Va trebui să mai facem rost de dasteam, dar nu e problemă. Că o rezolvăm. De ce am adunat Dodo ăștia aici? Pentru că ăștia fac fertilizator, da? Deci ăștia fac căcuță. Băiatul ăsta îi adună tot căcuță pe care îl fac dodolinii. Îl trimit în binurile astea de aici. Și binurile astea transformă căcuța în fertilizator, da? Deci cam așa merge treaba aici. Eu zic că este un lucru foarte bun. Bun. Între timp eu am mai făcut ceva ca să mai ușurez viața. Imediat vă arăt ce mi-am mai făcut. Cum dracu? Așa. Deci am făcut o armură de tech. De după cum vedeți avem armura tech. Cu armura asta șmechira să putem să și zburăm. Să facem chestii trestii socoteli. Să ne mai ușurăm un pic viața. Pentru că viața pe modul ăsta pe Omega este destul de grea. Și animalele termină, cum s-ar spune. Bun, hai să mergem repede la pinguin să vedem dacă mai găsim ceva ultimate pe acolo. Să vedem dacă mai reușim să dăm tame la ceva. Chiar sunt curios dacă reușim episodul ăsta să terminăm elemental AVM. Cosmic. Dar așa că nu vreau să iau ce am. Bine, nici nu vreau să stric săgețile pe ce am deja. Unstable. Nu. Mamă, dar e greu. E viața grea, fraților, cu pinguinii ăștia. Dar gândiți-vă ce am fi făcut dacă nu-i aveam pe ăștia. Pentru că animalele, gen... Nu știu, dacă vreau să dau tame la... Uite, un prime cosmic, mamă, ce bun e ăla. Dacă era ultimate. Dacă vreau să dau tame la un, nu știu, un... Habar n-am, un animal de ăsta, uite, un Argent Avis, să zicem. Uite, vezi, ultimate ăla, Argent Avis. Bă, ăla ne spărgea fața, mâncați. Nu stăteam la discuții. Ăla ne spărgea, tati, ne termina. O stăteam ăla la discuții cu noi. Bă, vreau să iau ăsta. Ultimate Nightmare Egg. Mamă, păi și unde-i ultimate? Uite-l. Bun, 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 bun. Prima țintă, băieți. Deci avem prima țintă. Dăm căpău. Mamă, căpău dă ceva. I-am dat 100 și ceva de mitorpor. Mamă, trage ceva după mine. Bang, l-am pus jos. Da, fă, repede, îi băgăm Nightmare. Așa. Bun, perfect. Deci un animăluț l-am făcut. Ce s-a întâmplat? Bă, ce se întâmplă? Ceva de damage sau ce se întâmplă? What the fuck? Proiectul nostru spui că nu e ceva pe aici care îmi dă damage, că nu sunt de acord.
Da, deci avem un Nightmare, Unstable, Alpha, vreau să văd ce mai e pe aici, de la Ultimate. Utility, mamă, Utility Keyball ăsta. Era șmecher dacă era... Dacă era Ultimate. Dar nu este. Ultimate Unstable, mamă, mamă, să nu spui... Stai, stai că nu știu dacă am de ăsta. Te rog, spune că n-am. N-am. Mamă, dar trebuie să avem grijă că ăsta explodează. Asta e problema cu ăsta, cu băiatul ăsta. Ăsta explodează, tati. Trebuie să avem foarte mare grijă cu el. Că dacă a explodat ăsta, a murit instantaneu, ca să știți. Cred că moare și el. Dacă nu mă înșel. Nu te duce, nu te duce, nu te duce, unde te duci, prietene? Haide, te rog, dar cazi odată. Dacă vine ăla, am hotărât spre mine, poate îmi dă vreo una. Încă una? Gata, l-am pus și pe ăsta jos. Bun, bă, uf. Tati, să mă bată mami. Bun, încă unde sta. Hai să-l vedem dacă s-a făcut ăsta altul. Da, s-a făcut. Hai să-l băgăm în sol. Că trebuie să-i recuperăm rapid, rapid, că nu vreau să-i pierd pe aici. Cine știe ce animal este pe aici prin... prin zare, un animal pericolos și ne omoară... Ne omoară ăla și nu vreau. Ce mai... Ultimate mai avem pe aici. În partea aia. A, e un drop. Nu ne interesează dropurile. Că dropurile pe Omega nu sunt chiar așa de wow. Opa, acolo avem un prime cost. Nu, lasă-mă go. Lasă-mă. Dar stai, mă, ce mă panichez eu, că acum putem să zburăm, tati, să mă bată mami. Putem să zburăm, nu e chiar așa. Acum ne luăm zborul imediat dacă ne atacă ceva. Și nu ne convine nouă. Am uitat. Că putem să ne luăm zborul. Hai să vedem dacă s-a făcut ăsta. Aia e altceva cu când ne luăm zborul, tati. Dați-vă și voi. Mă, s-a făcut? Uite, s-a făcut. Bun, două animale. Perfect. Câte mai avem? Ia, câte mai avem? Mai avem patru. Mai avem patru animale. Bă, patru animale sunt destul de ușor de făcut. Numai că sunt... Două dintre ele sunt cel mai greu de găsit. Aia e marea mea problemă. Dar hai că revenim în momentul în care... Uite și un Omega acolo. Revenim în momentul în care o să mai găsim niște animale. Hai, revenim. Bun, fraților, hai că am găsit aici un... un animal, dar nu mai știu. Uite-l. Asta. Compiul ăsta drăguț, micuț. Vino compi, stați aici cu parfum. Să-ți dau, gata, l-am pus jos, dar problema e că mai sunt o grămadă de compi de ăștia pericoloși pe aici. Și trebuie să vedem cum facem să nu-i alarmăm. Aș putea să-l pun jos și pe ăla. Dar vreau să-l pun jos cu, uite, cu de-astea. Toate cu toți nația, mă, te pleacă de aici. Bun, hai repede la ăsta. Compi, dați aici cu parfum. Asta, hai să zburăm un pic. Vă, v-am spus că cu asta ne ajută foarte tare. Armura asta, că putem să zburăm cu ea. Pentru că altfel, nu știu cum o făceam noi pe compilițianul ăsta micuț. Că ăsta vine și îmi dă laba imediat prietenului. Ia uite, a murit odată acolo, vedeți? Încă au venit prietenului, uite, Prime Mythical ăla și cu încă unul și mi-a dat, m-a executat în secunda 2. Deci nu-i dă joacă cu animalele astea. Chiar nu-i dă joacă. Bun, s-a făcut compii. Așa, nici nu ne mai interesează ce e. Ultimate Rage. Rage avem, mi se pare. Hai că mai zburăm un pic pe aici. Vedem ce mai avem prin împrejurim. Ce animale mai sunt pe aici. Ia să vedem, uite, un cosmic acolo care se agită. Să vedem, poate e... Opa. Ce am văzut eu acolo? Mamă, mantisul ăla. E prime. Nu, îmi trebuie un ultimate. Beta, violeta. Beta, summoner. Opa, am văzut un ultimate. Mamă, cât a tigru să mă bată, mama, uite ăsta. Ultimate cosmic, ce v-am zis? Numai că ăsta, la fel, să fim atenți și cu ăsta. Că și ăsta e cam violent, așa, puțin. Trebuie să fim atenți. Hai să-i tragem de aici, să vedem dacă merge.
Mamă, odată, mamă, să mă bată mama, are 300.000 torpor. E 300.000 torpor, ia uite-l pe ăsta. Au, au, au! De unde a apărut coaie? Bate-te cola, așa, 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 bate, bate, bate. Bate tomberonele cola. Mamă, dar cât torpor are ăsta, bă! Mami, să mă bată, tati! Nu mai am de-astea, hai că dăm cu ultimate, că de-astea mai am. Au, au, să nu dea și mine, să nu dea și mine. Mamă, l-a executat pe Reaper-ul la instantaneu. O să-i dau de aici? Am ceva prin împrejură pe aici, pare că poate să mă atace, nu poate nimica, nu? Vreau să spunem că nu poate nimica și că pot eu să dau în ăsta unde este. Unde ești, boss? Hello? Oh, oh. Ce s-a întâmplat? Bă, bă, nu fugi, nu fugi, nu fugi! Mamă, ăsta e... Mi-am găsit și eu traicul ăsta cu care să mă bat. Mă bată mama dacă nu m-am găsit cu traicul ăsta. Eu fi fost în capul meu. Musca țețe! Dar ce e ăsta? Meganeura? Meganeura? Dar ce e Meganeura asta? Bă, te dațești cu parfum. Dacă coaie de aici... Meganeura lui maică ta în cur. Ăla ce este? Ultimate... Nu e beta. Unde s-a dus bă ăla? Bă, traicul meu. Oh, uite-l, uite-l. Dacă coaie, că-mi dă ăsta, dă mă prăjește. Da, lasă-mă coaie, te-ai găsit acum să stai pe capul meu. Ia că ăla se aruncă de acolo. Haide, haide, haide înapoi. Haide, hai rapid, rapid iulești. Bă, da, meganeura asta să mă bată, mamă, dacă mă lasă în pace. Ia stai că mă pun eu jos. Ia vino coaie. Da, dă, te dați ești cu parfum. Nu, 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 nu! Rip. Bun, hai că l-am găsit și m-a omorât iar. M-a omorât iar tomberonul. M-am apucat să filmez când m-a omorât. Când l-am găsit. Am zis că să fiu sigur dacă e ăla și ăla era. M-a executat. Bă, dar ce se vede așa? Mă mai contează? Hai, rapid, rapid, Giulie, să mergem după el înapoi. Ne trebuie parasaurul ăla, nu mai veni să săgeți, dar i-am dat foarte mult torpor, aia e problema, că i-am dat foarte mult torpor și mai are puțin. De-aia vreau să-l prind repede, repede. O să vedem, aia e rapid, rapid, rapid. Deci în partea asta este, da. Hai să încărcăm arcul. Deci nu mai avem decât beta, dar astea mai avem. Cele mai tomberoane săgeți. Dar... Sunt mai bune decât nimic. Merge rapid. Oh, de te rog. Că sunt și parasaurul ăla. Și câte... Dacă face și parasaurul ăsta, nu știu câte mai avem. Mai avem două animale de făcut. Dacă facem parasaurul. Dar hai deodată, mișcă-te. Dă-mi bătaie, dă-mi bătaie. Dă-mi bătaie, tati, să mă bată mami, dar unde ești, parasaure? Arată-te la fățău. Vreau să te văd, să te execut. Uite, aici m-a executat el pe mine. Și în care direcție se duce el? Păi, ce trebuie să fie? Nu e ăsta? E ăla de sâmbacul de acolo? Nu e. Așa că trebuie să ne uităm atent, 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 atent. Că nu vreau să-l pierd neam pe ăsta. Unde s-a dus, mă, frate, așa de repede? Bă, mor, bă, pe animalele astea care dispar instantaneu așa. O secundă nu te-ai uitat la el, gata, s-a dus, tati, la revedere. Nu-l mai găsești în vecii vecilor, amin. Unde s-a dus, uitați-vă și voi, unde s-a dus parasaurul ăsta? Mamă, mamă, agită treaba acolo, stati, așa că nu vreau să intru în zona aia. O să mor și eu. Deci dacă sunt animale periculoase aici, rip, am murit, vă spun, ca să știți. Rog, dăm drumul, dăm drumul odată. Hai că, hai că am scăpat, am scăpat, am scăpat. Scăpat. Ce asta? Nu, lasă-mă, trăiți armă ta. Du-te de aici. M-a lăsat, m-a lăsat. Hai că mai dau eu o raită pe aici și revin când îl găsesc chiar. Bun, băieți, hai că l-am găsit. Numai că problema este că i-am dat, până la urmă l-am pus, am reușit atunci, înainte să mor, să-l pun jos acolo. Uitați-l acolo, e jos. Sunt o grămadă de animale de-astea periculoase acolo în zona aia, să mă bată, mă, nu știu cum mă duc la el fără să mor. Asta e
Dorința mea în viață e femeia cum o stată, nu. Dorința mea e să ajung la parasaurul ăla fără să mor. Le băgăm kibble în funduleț. Haide, haide, haide. Bun, nu mă atacă nimic aici. Hai rapid, rapid, giulești. Bună ziua, bună ziua, domnule parasaur. Luați ăsta, vă rog. Repede, bine, hai că s-a făcut, s-a făcut. 5, 4. Că vine ceva spre mine. Să mă bată, mama! Dai, 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 dai. Sări. Că vine ăla să ne execute. Mamă, ce e să mă bată, mamă. Mamă. Bun, 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 bun. Hai că am reușit să facem și parasaurul. E, vreau, aș vrea să văd acum ce animale mai îmi trebuiesc. Bă, dar nu mai am cu ce să le pun jos, trebuie să mergem acasă. Trebuie să mergem acasă neapărat. Ok, bă, hai să ne retragem un pic la depou. Hai că vin alea pe mine. Hai să mă bezi la o... de animale. Meganeura. Venise Meganeura să mă execute pe mine. Păi nu? Bun, deci am scăpat și de animalele astea. Hai să le scoatem aici. 8. Le introducem și pe asta, să vedem la care trebuie să le punem. 2 pinguini, un compi și un parasaur. Câți mail avem? Mamă, 3 mail avem. Nu-i problemă, nu-i problemă, că avem poțiunea minune. Uite, ăsta bam, deja l-am făcut. Ăsta e female. Și mai întrebesc două poțiuni de astea. Gender 2, nu? 2. Bam. Easy. E prea easy, tati, cu poțiunile astea. Mă mir că, bă, le-am găsit și le-am găsit din întâmplare, sincer să fiu. Le-am găsit din întâmplare. L-am făcut și pe la femeiușcă. Mai avem și pe băiatul ăsta aici. Bam. Gata, tati. Ia uitați. Le băgăm și pe astea la locul lor aici. Așa, choose. Ia uite, ultimate, bam, bam, bam. Așa, close și integrate. Le-am executat și pe astea. Și acum, în momentul de față, câte animale mai avem? Mai avem două animale, un mythical și un natur. Bă, animalele astea, sincer să fiu, o să le... o să le caut eu offline, pentru că deja ne-am întâlnit o grămadă cu episodul ăsta și e prea mult. Deci, bun, fraților, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați și voi acolo un like, un share, un subscribe. Eu sunt Xali și ne vedem data viitoare. Ciao, ciao, prieteni, v-am pupat!